Nicolae Robu, candidatul Alianței PSD-PNL pentru primăria Timișoara, s-a prezentat astăzi la urne în jurul orei 9. Robu a votat la școala generală numărul 30 pentru o șansă pentru Timișoara să redevină orașul florilor cu evenimente culturale elevate. Am votat pentru o șansă pentru Timișoara să fie din nou ce a fost și mai mult decât atât. Adică orașul florilor, orașul cel mai dinamic din România, orașul sigur, orașul în care se trăiește frumos, cu evenimente culturale elevate și un oraș în general cu un puls sănătos. Candidatul Alianței PSD-PNL pentru primăria Timișoara a explicat și de ce este important ca oamenii să iasă la vot. Este foarte important în democrație ca ceea ce rezultă în urma alegerilor să reflecte cu adevărat punctele de vedere, opțiunile cetățenilor. Dacă se prezintă foarte puțin, evident că relevanța segmentului de votanți pentru fiecare candidat, respectiv partid, care de partide, este mai mică. Nicolae Robu a venit la urne însoțit de soția și fiul său, dar și de mai mulți membri de partid. Florica Robu a declarat că nu și-a dorit ca Nicolae Robu să mai candideze încă o dată, dar a fost în minoritate în Consiliul de Familie.